și băiețelul, cauți o pereche de pantaloni, o pereche de pantalonaș, o pereche de ghete și cauți. El are 30 de ani și alinic cu am să-l îmbrașe. mama îi dă bani, știi? Eu tocmai e fighesc, știi? Plea, tu 30 de ani, știi? Nu ești însurat, nu, o stau cu mama. Cu mama ți-a să plătești lucrurile de cartul ei? O decizi vasă într-o dimineață, la o anează, să fac anează pe între haine. Cum o vasă dorne? Să cu ești până era nu știu, să dai ceva de mâncare, că dau bani. Nu-i dați bani, dați-i de mâncare. Caritate tu ești mamă. Eu, eu nu pot să -i înțeleg și mamă, tu ești, tu uite ce -i, ce -i cu tine, tu ai un perigar, mă dai jos, copilul ăsta de mână. Vaneușa, ai trebuie frumos, dă-i încuți să-mi mure calul, de avea cal. Să dau bani, să cumpere alt cal. Duc cât îți trebuie. Da, undeva vreo 5.000 de lei, o să mă mai vin, asta mai, mai avem. Cum adică să dau 5.000 de lei, dar pe calul tău eu era jiu? Da, dar sunt bolnașit și a murit. Tu te-ai căsătorit sau ai început să ai o relație foarte devreme. Eu am vrut să asist la naștere și am mai stat la naștere și a fost un moment că mai n-am n, -am, n -am leșnat. Dați vă frumos Valerian, că te încă te n avem. Dar dacă iubești și mental, și fizic, și absolut cu tot sufletul pe persoană, știi cum cum spune în la bine și la rău. Și la frumos și la urât. Invitatul din această seară este Ion Sârbu, alias Vaniușa Oficial 999 pe TikTok, vânzător de haine la piața centrală și TikToker. Bine ați venit în studioul nostru! Salut, bine v-am găsit! Eu aici am o întrebare de la bun început. Dar eu corect v-am prezentat pe dumneavoastră, vânzător de haine la piața centrală? E, cum Sau e. cum ar fi corect? Vânzător? E, unde lucrez eu, unde am eu magazine, am două magazine de haine, uh -huh. e, nu e chiar în piața centrală, e lângă piața centrală. Așa. Piața centrală e asta care e de mâncare, care se vinde diferite lucruri. Uh -huh. Dar lângă e centru comercial merdean. Aha. Uh -huh. Dar oricum faci parte din structura pieței centrale. Adică nu, De da. exemplu, dacă cineva îți scrie pe social media, uite, eu vreau să vin, tu îi spui că vii la piața centrală... Dar majoritatea știu. de ea știu unde eu mă <laughs> Ok. Pe lângă vânzător de haine la piața centrală, noi putem afirma că putem cumva putea să te prezentăm și ca haroșii drog cu Vasea de la piața centrală. Da, desigur, noi suntem prieteni. El pentru noi, mai pe scurt, pentru piață, e ca un fel, cum să vă spune. care nu are decât în fiecare zi, știi, ca un fel de, știu cum se cheamă asta la... O fel de bună dimineață, Moldova. Da, da, da. El pentru noi mai absolut decât spui să-mi fie Și cred că numai pentru noi, dar pentru majoritatea oamenilor care se uită pe TikTok, mai ales la Vasile. Noi urmează să vorbim despre domnul Vasile, numele de familie nu-l știm, dar foarte puțin, că eu cred că care-l știu? Nici eu nu știu. Îi spui la pia centrală și totul. Moldova. Moldova Moldova. Are foarte mulți urmăritori, chiar și în România, chiar și în diaspora. Știi că la noi, în general, este un trend și este la modă atunci când inviți un om, hai să spunem așa, nou, la un podcast care nu a mai fost la interviuri, da, da să-l întrebe despre, iată cum uh, ai început, copilării și iată așa. Iată întrebarea mea, o primă întrebare ar fi, munca la piața centrală, o necesitate de a face un ban pentru a-ți cumpăra o bucată de pâine? Nu aș spune. Eu am 8 ani că lucrez la piața centrală și în orice caz în afară de piața centrală n-am lucrat nicăieri. Uh -huh. Vreo 6 ani am lucrat la altcineva Deja am 2 ani, de, doi ani de zile de când mi-am deschis magazinele mele două. Dar tot la piață, primele... gen, pentru cineva. Da, da, uh -huh. da. Știi cum, și lucrează, nu și încerci să te scriești. Am deja 2 ani de zile de când mi-am deschis businessul meu, cum s-ar spune. Uh -huh. Și, cum să spun, e foarte greu să lucrez cu lumea. E foarte greu. Sunt momente când ajung acasă obosit foarte tare. Sunt momente când, adică, mă spun alții că lucrează la stroică, sau lucrează la trei beton, știi? Și e mai ușor. Pentru că știi cum lucrează cu forță fizică, dar așa lucrez mental și e foarte greu asta. Asta, puterea hai să zicem așa, convingere sau comunicarea asta de a îmbrăca și a nu știu, o de haine până a găsi, în ce constă dificultățile în Vin foarte mulți oameni diferiți. Oameni cu mentalitate mai slabă, oameni cu mentalitate mai... Cu dispoziții, fără dispoziții. Da, dispoziții, fără dispoziții, știi, și de fel de eu încerc la toți să într-un voie. Adică el nu are dispoziție, încerc să-i ridic, sau dacă are dispoziție, vă super, ridic și ne dispoziție, mai ușor de lucrat. Dar știți cum, vin foarte mulți oameni. Pentru că încerci cu toți să, să discuți, încerc cu toți să i știți? Sunt oameni care nu vrea să vorbească, sunt oameni... Ei, trebuie să le La, la mine, de pildă, de un fel de psiholog, știți? Eu de-am la om și cam văd, cam și vrea, cum vrea... Nu, nu tot timpul, câteodată mai greșesc. tu ai pomenit despre faptul că trebuie să vorbești. trebuie să știi ce vorbești. Exact. Noi majoritatea o începem cu piața centrală, da? Pe urmă, da. ulterior când creștem mai mari, poate avem unele posibilități să mai trecem și la unele magazine, să zicem așa, branduri mari internaționale la Paris sau nu știu unde. Trebuie Dar, să mulți. exact, majoritatea începem cu piața. Deci. Um, este așa o frază legendară pe care eu țel minte de când eu mă știu pe mine și băiețelul, cauți o pereche de pantaloni, o pereche de pantalonaș, o pereche de ghete și cauți. Și, 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 și te învârtești. Și vine, într pe la mine. Da, asta da. Asta. Tu ești în primul rând cu magazinul, cu buticul. Da, eu sunt în prima linie. Pentru tine este necesar fraza asta de câteva ori pe zi măcar să o pronunț? Sau deja în primul rând, întotdeauna, e primul rând și e cel mai vizibil? E, cum să-ți spun? Foarte mult oameni mă caută mă caută mi pe mine, știți? Uh -huh. Pentru că da, foarte mult lume mă cunoaște, vie la mine scumpă. Da, mă fac și reducere, mă dau și la pres normal. Da, am și eu de este, adică mă ales la început, da, pentru că, știți cum, sunt oameni care el sus, uite, și dacă tu dovedești... Să... Aluchești. Da, aluchești, așa, da, <laughs> este pieștele, știi? Și domnul trebuie și mai îmbrăcat sunt oameni care reacționează normal la asta, dar sunt oameni care te și îmi spui și eu nu văd, știi? Dar asta mai rar de de care spun și îmi spui că eu nu văd. Dar s-a mai schimbat de-a lungul anilor formula sau tot fraza asta legendară și băiețelul și cauți pe pantaloni <ră> sau tot așa au rămas? E. E, nu știu, de pildă că ea nu-mi place să spun și băietul și trebuie și cum asta. La mine vine omul normal, domnul vă ajut cu ceva? Nu trebuie. Bine, uitați-vă, e o problemă. Sunt oameni care, de, de pildă, eu ca cumpărător, când într-un magazin, și încearcă să-ți bagi ceva cu deasă, eu nu cumpăr. Eu pot să mă duc în altă parte, îți dau cu 500, cu 1000 de lei chiar mai scump, uh -huh. dar nu-mi place să bagi cineva. De pildă, dacă nimeni nu-mi place ceva, eu încerc nici la alții, adică să nu dau asta, știi? Uh -huh. Încerc eu să, să mă, să mă corectez din greșeli la alții. Pentru că dacă eu văd că nimeni nu-mi place, să nu-și la altul nu-i place. Și uh -huh. încerc mare râs cu asta. Dar ceva mai este. Uh -huh. popularitatea ta pe social media noi o să o abordăm cumva într-un alt capitol, într-un capitol separat, dar aici, tot la piața centrală, uite, cu popularitatea ta, în principiu, tu ușor, el ai putea să-ți deschizi un magazin, nu știu, în centrul capitalei, să zicem așa, într-un centru comercial foarte mare. Adică popularitatea ta sau propriu zis deja clienței, oamenii care te caută pe tine la piață, ți-ar permite ca tu uite, să mergi spre un brand al tău, dita mai, foarte popular. De ce în continuare totuși la piața centrală? De ce rămâi tot aici? Nu știu, poate că zi mult aici, dar uh -huh. eu m-am gândit la asta ce spui tu e, și o să fie asta undeva într-un an, un an jumate, doi, maxim doi ani de zile, eu o să fac asta, dar știi cum, e, nu poți să te strazul, sus uh -huh, ultima scară, uh -huh. pas cu pas trebuie, pentru că să investești în ceva, ca să-ți schizi un business, nu poți deodată și iei milionar sau deodată să ai un magazin care să, și mai investit într 200 de 100.000 de euro, trebuie să-mi la puțin. 1000 de euro, 2000 de euro și așa mai departe. Pentru că e riscant cumva să investești fie fiecare, business, e riscant. Au fost oameni de pildă care au venit la piață și au investit 10.000 de euro, 15.000 de euro, 20.000 de euro chiar. Și dacă nu știu cum merge, cum merge asta, nu? Și cum uh -huh. și să mănâncă. Păi, o da faliment și s-a dus. Și cum, bagi 10.000 de euro pentru că te duci marfă, investești. Uh -huh. Dar trebuie să scoți, să dai și acolo, să dai și acolo, să plătești și să și arenda, pentru că la noi arenda e foarte mare. Apropo de, de rândă și de, de, bani, început de an școlar, cum merg vânzările în, în general la piață? când Scat? era pandemia, când era pandemia, merge foarte rău. Dar acum, după pandemie, nu știu cât anul ăsta, după pandemie, anul ăsta a mers cam cel mai bine, aș spune. Uh -huh, eu. Uh -huh la anul în general școlar, început de an școlar, știi ce? Pentru că este întotdeauna valul ăsta până la 1 septembrie și deja cam să începe a stânge entuziasmul oamenilor de a merge la piață. Nu acum a susținut un pic, da. Serios? Da. Până în 1 septembrie o mers bine, după 1 septembrie s-o opri de ce zic? Pentru că, spre exemplu, partenerul nostru vestimentar, la fel, discutați-mi cumva și acum, gen, un picuț mai greu ușor, cumva, cu, da, cu clienții. În oricare, în oricare business, să spune că după, merge pe sezon. Uh -huh. De pildă, chiar și vânzări la mașini. Am înțeles că tot nu prea bine după în septembrie, luna asta. Ana. De pildă, ianuarie, la piață, ianuarie, februarie și martie e cel mai greu. Uh -huh. Pentru că, cum lumea nu are bani. Comunalele, mai ales acum, sunt foarte mari da, avem conducere bună și lumea nu prea are bani. Nu știu că azi nu februarie și martie, dar acum așa, știi cum. Relativ ok. Da, merge. Nici nu... bine, dar relativ ok. Da, știi cum, ea la mă alegă, nu știu Uite, este așa un parc mit în societatea noastră, dar parcă dar nici nu știu dacă e mit. Ok, oamenii care o să ne privească acum o să decide sau o să comenteze deja ce fel de este aceasta ce, ce voi întreba. Și că de la piața centrală, în general, ei, dar nu ne mai îmbrăcăm noi de la piața centrală, hai să căutăm în alt parte, că hainele la piața centrală nu știu de unde s-a dus, și nu zic calitate, și după două, trei spălături, hainele astea se deteorează, să apar, nu știu ce, apar, ațișoare, liniuți. Um, asta și e în opinia ta. E, îți spun și să ea, și spun la oamenii care ne urmăresc, de unde s-a dus hanile la piața centrală, acolo s-a dus și în magazine. Adică, da, sunt magazine care e de brand, uh -huh. da, poate salt ceva, dar care pe unii, care pe atrum sau ceva de genul, de unde a dus și ei, de acolo m-a dus să duc și eu. Adică, diferența de calitate, noi, doar că prețul poște și mai mare. Pentru că dai magazin, știi? Adică mm -hmm. dacă tu duci, dai pe preț de ce 500 de lei la piață, tu duci în magazin și gata, e magazin alte condiții, acolo alta, tu poți dai 800 de lei. Asta e cam orice așa. Mm Nu-și -hmm. nu, nu și legat de haine. Poate mă greșesc în altceva, dar și legat de haine, Așa e. Deci prețul cumva care este în magazine la unele ținute vestimentare, prețul, acest preț ridicat, cumva e pentru faptul că este ținut da. în condiții de magazin și... Corect, pentru că acolo merge alte condiții, dar, adică e tip închis. Noi vorbim vestiment. de Turcia acum, să înțeleg. E, da, 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 pentru Ar... că Moldovan, când au de Turcia, gata. Asta e bun. Asta e. Când auzi de o pildă de Sidmoi sau de, <laughs> sau de România, ta, de tu și e bun. Și Dar voi adu aduceți și din altă parte sau doar Turcia la moment? Eu și mai mult hanii le produc din Turcia, pentru că acolo calitatea e bună uh -huh. și modele sunt frumoase. Nu știu că la mine vin foarte mulți oameni care nu au fost în magazin și nu plăcut. Au la, la piață și au și modele frumoase, zi? Și... Dar, de regulă sau de fapt, cam cam așa ești, și acolo și acolo. Da, adică, da, ca, calitatea cam nu diferă. Uh -huh. Poate sunt anii lucruri care diferă, dar foarte multul lume nu înțelege că, adică, dacă vin la piață și caută mai eu la 100 lei, dar normal că n-aș calitatea și ea e mai bună. Dacă la piață și caută mai eu de pe la 2-300-400 de lei, nu, 200, nu prea, 3-400 de lei, de mai mai bună calitate, pentru că asta e. Tu ești foarte Tineri în general, dacă nu este secret, cam ce vârstă? 24 de ani am. Ești foarte tânăr. Cel puțin o lecuță cum mai tânăr ca mine. <laughs> Poate da. <laughs> Și eu încerc în capul meu să fac o matematică. Tu, tu lucrezi la piață de la de vreo e... a, 9, 8? Nu știu caz, lucrezi la vreo 16 ani. Oho. Cum am terminat școala? Dar cum să voi la 16 ani să lucrează? Eu la mine, frate, lucrează pe piață de vreo 20 de ani. Uhum. Și s lucrat. și asta merge, știi cum? Din... Generație în da, generație. Din generație, din... da. Uhum. Și am început să lucrez și eu. Pentru că eu știți cum, 16 ani, mai și faci, trebuie să Trebuie un fructon ban. Da, da, da. Pentru e, e, că eu, 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 nu pot să înțeleg, o licuță ne ducem la subiect, nu pot să înțeleg, vin alții la piață se iei haine. Și vine cu mama, el are 30 de ani și el vine cu mama să-l îmbrace. Și mama îi dă bani, știi? Eu tocmai e fighesc, știi? Tu ai 30 de ani, știi? Nu ești însurat, nu, a cu mama cum mama ți-a plătește lucrurile de ei. Ei, dar pe un nu găsesc de, de lucru. Sunt oameni de ăștia, știi, care caută lucruri de Dumnezeu să nu găsesc. Eu, de pildă, de, de mitel de clasa 7-8, eu nu iubim să cer bani la părinți sau ceva. Eu iubim să fac banul singur. Și mm -hmm. am trăit, știi, cum vorba și gustul banului. Nu, nu, și bă... ca mă și la prășită în sat și la popșoi, și la asta. Da. Ești din sat? Da. Știi ce înseamnă asta de dar... Știu, e cam o greab la pupșoie, trebuie de strâns. O, dacă ceva dacă... Mergi și eu. Dacă <laughs> plătești bine și cu ta. eu am înțeles, nu știu, la mine mi-a spuneau că mâine, dar poate să găsesc ceva că să mă duc pe pink și nou. să nu merg la o să glumesc. Eu dacă ceva să-i aduc, la noi așa e tactică, la cineva la noi taie și cineva i-a duce, îi pune pe greben și îi tărăi. Nu, că ca nu ca să. Tu e o variantă. Da. Apropo, tu vorbești că ai început la 16 ani, cu popșoi și cu lucruri pe acasă, ești deja cunoscut. Da. Cu carte? Cum ai dat-o? Da, cu carte, cum ai la clasa 9. Mm -hmm. Și n-am mai învățat nimic. Nu știu că azi, adică. Până în clasa 5 am învățat bine, după clasa 5 nu prea mi-a plăcut învățătura. Mm -hmm. Adică sunt cu După out. deja pentru tine. Da, adică eu îmi să lucrez, nu îmi plăcesc să învăț. Mie mm -hmm. mai pe sunt oameni care nu dă da cartea în mână, dă-mi de- fac, dă practică. Mm-hmm. Dă-mi de- să fac ceva și uite, mă știu lucrurile cum se face. Deci, așa ce spre dâns, eu să știu cum se face bine, știi? Mm -hmm. Și Și... Așa că sunt în n-am învățat. C cum pot să spun... Sunt oameni care stau cu nota 9-10 pe linie și au diplomul și așa mai departe și el stă lucrează la linia ăla. Nu mm-hmm. Adică, aș spune ceva, dar adică știi cum. E foarte mulți oameni da. care... Nu, că, nu hai să mult. foarte mult adică, depinde de în viață. Spun, că adică a învățat 3, 4, 5 ani în zile uh -huh. și îl stă la, și învață, adică lucrează pentru 4-5.000 de plună. Nu zici profesie. Uh, nu știu că azi, la 16 ani. A după, noua, examenul și deja după examenul dintr-o da. nouă... După de exact dată la lucru, de dată. ok, da. da. Înseamnă că tu deja știi ce înseamnă a și cum să faci și bani în vorba și ea. Da. Cu... E ca să înțelegi, eu lucrez cu... practic zi de Lucrez. De dimineață stare. stare. Nu, nu chiar din dimineață stare. 8, oh, 9. No. Când că ai magazinul cu... tău? Da, când ai sper magazinul stai tău. Să că, că vrei tu. Da, 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 câteodată da. da. Nu avem cum să nu trecem noi la TikTok, pentru că noi de aici, practic, pe tine te cunoaștem, datorită acestei aplicații și cunoaștem mai multe lucruri, inclusiv pe care noi să le vorbim. Este vorba despre caritate, este vorba despre um, unele momente din viața ta personal, dar noi nu avem cum să nu abordăm în continuare piața centrală și domnul Vasile. Asta dacă că. vă aduc aici. Dacă aveți o că vieță, o vodcă, el vine. Fără că nu vine? Cam nu știu. Cu mai rară? De... Da, cu mai rară. Eu îmi zic sensei, că el în fiecare zi, eu de pildă, dacă eu bil foarte rar, poți bil o dată la jumătate de an, o dată la 4-5 zile, și când bil două, trei zile, nu e rău. Dar el în fiecare zi, bie și a doua zi, trei zile, și normal. Adică mai are deja stit cu tremurișuri, pentru că el are stadii de am 4-5 6 zile. Și 4-5 zile, am înțeles că se începe stadii cu tremură când o bine. Te-am văzut că tu îl pui la diferite provocări, să mai țină post două, trei zile, cât la, la dânsul Cel Și el mai mult tot sunut, o sunt o lună și... Mai o lună și jumate. Și ardeau propșile, da, gata? Da, 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 era domnul Ferești. Eu i-am spus că dacă, Vasea, dacă te ții o lună și mai mult, eu te duc prin la fete. Și l-am dus la fete. Și după asta s-a îmbătat de, de bucurie. După asta, da. Vom la poliție. <laughs> În orice caz, Vasea a făcut pe centrală mai tot de era. Uite, un video de-a vostru pe TikTok postat a devenit destul de viral iar cel mai interesant e că a devenit viral și în comentarii. Și aici s-au două tabere. După un, un pohmeli, să zicem așa, tare sănătos, s-a decis Vasen, într-o dimineață, la o aniază, să facă aniază pentru între haine. La mine? Ah, uh -huh. când dormia în butic? Da. Da. Și acolo comentarii erau de tot felul. Cum așa noi, atât noi venim, probăm să cumpărăm haine din butic, dar Vasea era să-și peregara în transle. serios, n am ce comentarii Le citit? Mhm. să mai spui două comentarii care. Și pot punem în primul rând, asta nu doar pe haine, dar doar nici jos. Între doilea rând, eu le desafectez când ne cumpără Da? Glumesc. Glumesc. Așa, toată mă duc, nu știu, ne-am dus eu.

Mm -mm. E fost Vasea și Alina. scurt, Vasea s-a găsit o padrugă. De mm. vreo 20 de ani. Și i îmi pe colp în piața astea, Și că am vrut să le fac și nu, am vrut să le fac, zic, un fel de sketch de zic, cum se iam. Ei, stai că eu să înțeleg și noi toți să înțelegem pe apricolul și-o găsit o prietenă sau cu, e... Adică, pentru content sau pentru că noi am mai văzut Uite, niște si... secvențe de astea. Sincer, nu eu regizam. Ei să mă regizau în cadrul de Eu, eu nu am să până mai dacă a fost ceva într-adevăr sau a fost regizare, nu știu. Dar adică ei filmam și videurile care eu le filmam, ca să înțelegi, toate videurile ridicau peste 200 de vizualizări. de uh -huh. Adică erau videuri care ridicau și 3-4 milioane de, de, vizualizări pe TikTok. Și știi cum, pe asta, nu Și ca și, dacă tu nu știi ce vorbesc, toată lumea care se uită la noi știi despre Alina și Vasio. Nu, no, eu n-am cum, eu mă culc și mă trezesc cu TikTok-ul, cum să nu știu. Da. <laughs> tu spuneai cumva că voi ați mers și la fete da. împreună și știi, intrat asta împreună tot poate, nu știu de ce, într-o bieță sănătoasă, că de bucurie. Eu nu, dar vă așa la a doua zi era... Tu ai în afară de asta și preclucenii cu dansul. Ah, dar da. Pe la organele noastre legislative. De ce? Da. Cum? Nu no, am pe Eu i-am promis lui că dacă nu beau pistolul de zile, îl duc la fete. Și m am sunat de promisiune. Și a fost și o provocare pe TikTok. Și m am dus pe Vasia la fete. Și nu vreau să vă spun tare multe. Cred că ai văzut și tu. Mm -hmm. Și am avut o de probleme cu poliția pentru că de nu, nu trebuie de filmat. Chiar așa e ceva, știi? Eu că nu am știut asta. Eu știu, Poate am ducem, dar nu filmam. Și m-am problemat cu poliția și am șters. Dintr-o parte asta parcă e vesel, atât nu avem content, ne trezăm dimineața, vase după un pohumel și... E, parcă un pentru unii, știi, ziua să începe altfel, la? la piață se da. întâmplă ceva și se filmează, întotdeauna în țară e vesel. Corect. Dar, din alt unghi, dacă îi luăm, corect, poate, știi, și uh, noi, oarecum, știi, suntem uneori corecți și vrem lucrurile să întâmple corect. Iată în opinia ta, noi avem nevoie în societate de un alt de content pe social media, pe care, de exemplu, îl creați voi și îl difuzați pe o platformă atât de populară. E, după tot, nu știu cum să spun, tot hate, hate, hate. oamenii ăștia de pe, ca să spun corect, nu știu, că trebuie să zic ceva mai interesant ți oameni ăștia care sunt pe de al de Igor, la de Igor, de al de Bucataru, de al de Caras, de al de eu cred că încă va e ceva, adică cât de tot ok, știi? Aici chiar întreg limita cu subtul mânierul și așa mai departe. cum să spun, eu sunt momentic nu vreau să-l filmez pe Vasia, Pentru că eu îl filmez și îl vede lumea și îl cunoaște și mai dau, mai dă bani și mai dă de băut, știi? Pentru că sunt foarte mulți oameni care îi dau de băut prost pentru școală ca să-l filmeze, să facă vizualizări, știi? Dar psh, lumea, de fapt, nu știu cum să spun, nu pe vasea. Nu îndrăgit și adică ei să râd și ei și spune el. Mm -hmm. De școală, care, pentru că el e că are și probleme de sănătate. Și el spune și, și știi cum, foarte rar spun la noi în Moldova cam adevărul, știi? Și el spune așa adevărul. Și ei și gândește și el spune. Și face multe și adică lumea șere. Eu le dau și ei lumea foarte mulți vine și la mine și unde vase? Unde vați, Vreau să-l văd vația, vreau să-l văd vația. Și dacă vor să văd vase, eu le dau vase. Dar chestia asta că majoritatea, spre exemplu, nu știu, să-i dai ceva de mâncare, că dau bani și el merge și-i Cu tu cum vezi treaba asta? P eu, cum să-ți spun? Eu foarte multe ori spun, nu-i dați bani, dați-i de mâncare. Pentru că el foarte eu, eu că m-am fighit, sunt oameni care vin la mine și spun eu, că e că am dat 200 lei luvase, am dat 300 lei luvase, am dat 500 lei luvase. Sunt oameni care vin în psihotare și-au luat pentru că dă și 500 lei, da, nu-s bani. Dar pentru oasea sunt bani. Dar dacă îi dacă dai 200-300 lei, el prăși normal, drept, drept și îți duce în noi și de, de multe ori în timp, lumea, dacă vrei să-l filmezi, dacă vrei să faci ceva, cumpără o apă, cumpără și ceva de mâncare. Nu-i nu da bani. Dar el cum vede fel. ideea asta că, spre exemplu, cineva să apropie să-i dai ceva de mâncare? Știi, pentru că sunt oameni care, băi, dar și mi dai tu ni ideea asta, dai bani. Nu, no, el, el, el e ok, da? da? Da, e ok, adică pentru dâns e ok. Catare, tare, că tare, să vă spun serios, Vasea are casă la Băcioi. Mm -hmm. e, casa părintească. Eu cunosc familia lui, cunosc mama lui, uh -huh. da, mama lui, cunosc sora lui, cunosc, adică sora și știu cum are un frate sau doi. Uh -huh. Ei sunt oameni foarte bravo, ușor familia lui Vase, sunt oameni foarte bravo, doar că Vase, eu, eu nu știu și și-l-a dus pe dânsul să El a la piață, el mă adică vreo 4-5 ani de când e în tema asta, nu, chiar vreo trei, uh -huh. așa de când uh -huh. el mai izviesnă. Și-o dat, știi cum, unul i dă bani, unul i dă mâncare, unul i dă de băut, unu-asta. Când înțelegi, au fost momente când sora lui aia, l-a și l-a închis în casă. Și el a ieșit S-a dus așa, cum văd cu mamă, s-a dus sus la, la artieră ca să vină cu așa. Și au fost momente când încuiet ușa, o să ca fereastră ca să vin cu așa. E că da. piață, s-a de dimineață, până târziu. Tu n-ai idei de câte ori să pe jos la piață de la băcioi până la piața pe jos. Strașnic. El, adică da. asta cumva ar fi existența lui la da. Moment. El, el noștru, nu știa că nu numai că asta nu, -și, nu existența. Lui el într intrase o existență. Eu de foarte multe ori am încercat să-l codiez. Chiar de roșin și ori am încercat să-l codiez. Am încercat să-l duc la medici. Că dar l-am la medici, dar nu am făcut asta public pentru că, știi cum, nu am vrut să Am vrut să dau o, o surpriză la lume. Dar nu am putut, că medicul a spus că eu da, îl codiez, îi fac este ană. El oricum posibil să biei, pentru că știi cum, când are, un om are numai probleme cu băutura, e una. Dar când are probleme și mentale, e altceva. Și când se combină aceste două lucruri, băutura și cu probleme mentale, foarte rar. În caz, 99,9% din oameni nu poate să uh Uite, sunt la noi băieți, pentru că noi mai urmărim live-urile, mai vedem și neșcom faci și iarăși mai urmărim și comentariile care sunt pe live, că a, cumva într-o formă sau alta, iată, tu l-ai descoperit, da, și respectiv împreună cumva ați crescut a, în ceea ce privește cu Vația în rol de actor și nu doar de actor. Din altă parte, oamenii îl văd pe dânsul cumva sara, cum stă, nu știu, două, trei ori pe live pe TikTok și cumva în comentarii se zice că oamenii ăștia profit de dânsul într-o formă sau sub o formă sau sub altă formă. Tu cum vezi treaba asta că oamenii... Eu nu știu caz, dacă nu știu ceva, eu nu spun. Mm -hmm. Eu pot să dau părerea. nu, și poate alții profită, poate alții nu profită. Adică, știi cum, live-urile este, mă rest, el și nu-mi place, între, și vorbești prostii. Uh -huh. Asta nu-mi place foarte Dar Eu când de vin la mine și faci un video, zic, nu mă nu spun nimic prostii. Mai scapă el câte unul așa, dar știi cum, de asta asta ceva normal. După te se întâmplă pe live-uri pe TikTok. Uh, nu știu ce să spun. Adică, da, ei profită din asta că fac vizualizări. Deci fac și bani? Fac... Tot ce e cumva să fac. Mm. Pentru că noi am mai auzit, pe am mai discutat. Pe TikTok foarte mulți bani să fac. În noi, caz, de, de regulă, în episoadele pe care noi le-am mai realizat cu oameni influencer, tiktokeri care fac treaba asta, ei la fel zic că din live uri să fac bani și noi cumva ne-am informat de lungul timpului. Da, din, din cadouri foarte mulți bani se fac. Dar de ei ajung banii ăștia și la dânsul, de exemplu, sau... La dânsul nu știu. Nu știu sincer la dumneavoastră. Adică, cumva adică de... de... Sub o formă că oamenii ăștia pe pune, adică datorită imaginii lui cumva. Da, pentru că dacă stă altcineva în live, poți să aibă 4 și oameni care se uite. Dacă stă vasea în live, poți să aibă de pildă 500, 600, 1000, 1000 și -100 yeah. de oameni care se uită. Și fiecare sunt un fir, fiecare cu ce e și Eu cred că 4, 5 10, 20, 30 de dolari nu știu cât face acolo, nu pot să spun. Nu mai ai face. Eu de pildă am intrat azi prima oară, am intrat o săptămână de zile, am făcut 1500 de dolari, Așa e șed. Pentru că... Ah, Înseamnă că se fac bani. Se fac, se fac. Adică TikTok-ul tot faci bani. E adică a mea acolo merge 50 la 50. Dacă tu iei de pildă, îmi dai 100 de euro, 100 de dolari, că e tot acolo în dolari. La mine e 50 de dolari. Și poate să-l scot pe PayPal, tot așa mai departe, nici de așa, 45. Poate până la bătrâneță... <coughs> te cărți, da, eu mai am o leacă până la bătrâneță, <laughs> rămân și eu convins cumva să trec pe live-uri la TikTok, dar... Nu, te să e mai bine nu. mai bine la să tu puteți să ieși să facă live. Ei, evenimentul de ieri, dar cel mai interesant e că o să scrie comentarii, eu cred, cu oameni și a că zic că ăștia au ajuns de să-l pe Vasea și pe Carasa în, da. cadrul podcastului. Dar, da. Dacă știți cum, foarte mult. Cel mai interesant toate televiziunile că le dat în buletine da. de știri și articole. Carasa a fost, arestat, doamne, și a fost, doamne, eu cred că s-a fost arestat mai Sandu, nu era așa. <laughs> uh, știi, deși eu cumva am pomenit chestia asta, pentru că puteam să trec peste, ok, au fost, nu, au fost arestat treaba lui. Uh, tu ai fost primul în general care a cu făcut anunțul ăsta, că băițelul ăsta, asta, asta au fost cu vreo lună, două în urmă, unii a zis că băițelul ăsta e următorul după no, spus Ivan White astea. sau ceva de genul ăsta. E, nu? Dima White, să da, 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 tu ai zis că, iată, nu, tu ai făcut o referire cu un TikToker, curând, da, dar da. noi, pe bune, am înțeles despre cine este vorba, e. am, mai, am mai analizat cumva da. și tu ai... Și vreau să mai te... spun că e posibil să mai fie arestat unul. Da? Da. Dar la cine te gândești tu dacă nu este secret? lasă să bine să fie surpriză. <gântu> da, eu, nu n-am spus cine, dar am spus că o să fie. Cum am spus eu, peste câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Uh -huh. Și a ajuns timpul să vreo, vreo o jumătate fost când am făcut storile asta. Uh -huh. și... și pot să spun. mai fi o surpriză posibil. Nu, și pot să spui. Poți să spui că s-ar... Dar eu zic cu asta. Pentru că prea multe se întâmplă pe TikTok-ul. Eu nu pot să înțeleg ar trebui cumva poliția să iei o oricare măsură. Pentru că eu nu pot să înțeleg el. ales oamenii ăștia care donează. Eu, nu pot să înțeleg voi cu, ce cu și donați pentru și donați voi bani. El de pildă Igor. Da, Igor. Nu între faci lumea tot felul. Îi trimite, îi scoate astea nu și cum vin și le convin florile și așa mai departe. Eu nu pot să înțeleg asta. Pentru și el vă trimite și voi donați bani. Dacă tu înțelegi pus ești nu știu. Nu, eu am văzut o altă secvență astăzi deja, după acest eveniment de ieri, un acest tânăr, care a -a numit în societate, a spus că asta cumva e un fel de... El s-a înțeles cu băieții să fac un fel de mini-show că l ridicat, și... Nu. No, eu, noi, noi ta știm. Am văzut comunicatele pe poliția punct media, -a. Da, el a anunțat că, acolo... că asta e un fel de spectacol. No, că deja no. băiatul gata, nu era. Nu era pe live Da, da. Caz, nu știu nu știu a fost acolo, dar nu a fost spectacol, vă spun, vă spun 100%. Este un alt segment care cumva adună curiozitate, plăcere, oamenii urmăresc susținere, caritate. Da, la, la punctul ăsta chiar am vrut să ajungem uh, Uite, tu ți-ai pus niște priorități Spre exemplu, eu am, ori, am urmărit Un stories de tău da. Unde tu, cel puțin pentru luna septembrie Ai patru obiective Da uh, Să ajut o fetiță da, Fără data ea la care e da, tratament pentru ochi Da, eu am avut cancer O depistat cancerul undeva Aproape o un anușor uh -huh. La care medicii nu știu că au cancer și când l-au depistat, de era prea târziu. Și trebuie să scoată ochișorul pentru că nu afectează Island. Și au scos ochișorul și de părinți nu au avut posibilitatea ca să ducă să-i pui ochișorul. Și de mă cum am intervenit eu, am văzut cazul. Și eu cum am văzut cazul ăsta, zic eu la fata asta, cât m-ar costa, oricât, eu îi pun ochișorul și asibu cu ochișorul, știi? Mai dat ca uh -huh. următoarele luni. Și acum al luni, nu, caz, nu stiu că nu stiu că video. postat video săptămână. o săptămână. nu stiu că nu știu, că 3-4 zile nu stiu că nu stiu la spital, În deja procedurile procedurile de procedurile stiu că nu fost doar procedurile, este de a vedea că nu stiu fost... că nu stiu mai nu stiu că Moldova cu că nu stiu de și așa mai departe. Am două zile de când luat pe drum și un medic când spune de aici du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo, du acolo, du acolo. Du acolo. Păi așa am găsit la un, la un spital privat și undeva operația o să mă coasă undeva vreo, eu cred că vreo 30-30 ceva de mii. Pentru început, pentru că știi cum. Când nu trebuie să o sumă, mm -hmm. dacă îmi cu totul altă sumă. Și sperăm, de-am mai departe să te spui TikTok. Am zărit un al doilea obiectiv al tău este să cumperi o casă da? Da. Ceva de genul asta, da. Despre ce este vorba? E, prin prima vară am fost la o familie în care tata vitrig a mm -hmm. trei copii era în stare de ebrietate și a dat foc la casă. Mm -hmm. Dacă să înțelegi de acolo cum povestia mama și cum povestia rudele la mamă și oamenii din sat, era plasma, vie, două televizoare, adică mama a fost psihotare, a făcut casa la super și s-a certat cu concubinul și a dat foc la casă. Și eu am văzut a cazul trau. ăsta, am fost... Adică, sincer vă spun, când am văzut cazul mi au dat Și m-am eu, mereu, eu, 5-6 mii de lei, hinuțe, și mă duc la copii. Și am dus și -am văzut, am văzut cazul ăsta, m-a mama, zic că eu vă cumpăr casă. Și mama a aș de așa, știi, aș neîncrezută, zic că eu vă promit că în toamnă o să aveți casă. Și, ca că nu m-au crezut, dar vreau să spun prin în momentele astea, vreau să spun la lume, o mulțumesc foarte mult lumea care a donat. Știți cum foarte mult spun că moldovanul nu se ajute. Moldovanul se ajută la nevoie. Sunt oameni care au dat și 10 lei, și 50 lei, și 200 lei, și 50 de euro, și 100 de euro care au ajutat. Și încerc, știți cum, e foarte tare de Dumnezeu. Și încerc, adică, să fac ceva transparent. Mai sunt unii care spune, dar și filmezi tot ce ești faci. Dar tu mi-ai dat pe de de, 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 50 de euro, uh -huh. tu vrei să vezi și eu ce fac pentru că sunt creat de altceva că e până în buzunar. Și tot ce fac eu, e transparent, tot filmez, arăt cecuri, arăt absolut tot pentru că oamenii să vadă că e tot transparent. Eu bani am modă prost. Eu de ce merg pe, pe, pe puncte? Pentru că mi-a plăcut apropo cum tu ai pus, ți-ai setat cumva planul. Să cu 11 copii și să le cumpăr o mașină de lemne. Da. Asta este o altă inițiativă. Și să cumpăr patru televizoare la o școală de 93 de copii cu dizabilități. Da. Un alt să ințeleg. începem cu primul caz. Am văzut un caz ăsta care e cu 11 copii, mama singura, 11 copii, uh -huh. tot pe YouTube. Am făcut tot un, un domn, nu-l cunosc, am făcut un un video da, da, ei. Da. Eu am văzut, am sunat mica. și am spus că în luna septembrie cei 11 copii o să fie îmbrăcați. Numai că cât mă stau mai alaltă ieri, am înțeles că nu sunt 11 copii, sunt doar 8. Restul, adică sunt de-am la colegi, pe la astea văzut. învață. Uh -huh, uh -huh. Și patru televizoare, au venit odată o doamnă la mine și mi-a spus că lucrează la o casă asta, la o școală de copii cu dizabilități. Și zic că, ok, eu zic că gata să fac câte o pungă, 93 de pungi cu banane și așa mai departe, uh -huh, cu dulciuri. Uh -huh. Și zic să aduc. Eu că am dulciuri, cam nu ar trebui la copii mai ales cu dizabilități. Ok, ce trebuie altceva. Deci, uite, în o țară, așa, am spus, nu trebuie patru televizoare. Să până la șutul lunii septembrie, o să aveți patru televizoare în, la voi în școală, pentru că am înțeles că copiii vor să uite la ceva, dar nu au, au acolo două televizoare, dar sunt vechi și nu au YouTube, nu au, și ok zic că o să vii. Și astea patru planuri, asta patru puncte mi-am pus, luna septembrie, eu o să le fac. Sper și mă aștept să le fac. Uite, mie acum mi -a venit așa o întrebare și cumva am legat uh, activitatea ta unde pe oameni foarte ușor posti te și știu da. că la noi avem foarte multe cazuri în Moldova, necesități, uh, persoane cu dizabilități, persoane da. care trebuie ajutorate. Uh, mulți oameni în general se apropie de tine sau cumva um, caută buticul tău pentru a se apropie și a cere o mână de ajutor, a face o postare, a recomanda, a colecta niște resurse financiare, cum... Da, eu adică mă ocup cu cazul ăsta cu caritatea, foarte mulți oameni apelează la mine, dar eu încerc când apelează un om, uh -huh. fac asta public, aștept să-mi vină de pildă de, 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 10, 15, 20 mesaje, cât mai multe le citesc, să vedem dacă omul și la într-adevăr merită, pentru că sunt foarte, multe extroși, foarte mulți excroși în ziua de azi care profite de ocazia mm -hmm, astea. Mm -hmm. Da, avem foarte mulți pe la mine, cam zici copii, cam nu știu ce, că doamne trebuie să mă ajut, știi? Și ok, dă număr telefon, te rog frumos, zic eu mă interesez, e, dar nu, nu, nu filmez. Dar pe cum să nu filmez, dar omul la dacă de bani, vrei să vad unde-ți duce, știi? No, da, da. Și dacă întreagă, ai 11 copii, dar eu am crezut că mi-a să-mi dai 100 de euro și o să mă duc și să nu-și cumpăr. Mm -hmm. Dar cum să dau? Eu vă știu și nu știu și nu ești. Mm -hmm. Și nu chiar toate cazurile merită, pentru că sunt foarte mulți care, da, îi dai 100 de euro sau îi dai cu 50 de euro, tip să cumperi ceva de, din mâncare. Dar nu ajunge la magazin. Da, nu ajunge la magazin. Poți să ne ajungă la copii, dacă chiar într-adevăr are copii. Îți deci, mm -hmm. mai spun un caz care s-a întâmplat cu 3 săptămâni zile în urmă. A uit o doamnă la mine, mm -hmm. cu o fetiță, avea vreo 6-7 anișoare. Și se uită la mine așa, la fetiță, băiatul ăsta vrei să cumperi rochețe, așa -i? Și mă rând să zic, nu, mă mică, vreți să cumperi așa Și că mă rând ca să înțelegi, ia de ce te Și avem un perigar de ferește. Mă rând să zic, tu ești mamă? Eu, eu nu pot să înțeleg și mamă, tu ești, uite tu ai un dai copilul de a și mamă, tu ești, ce, -i, ce -i cu tine, tu ai un perigar, mă dai jos, copilul ăsta de mână. Că te rău a -a luat, copilului. Nu știu ce acasă, închipă dacă era așa stare, a Nu știu ce un vorbi. O nu că fugit, dar s-a dus. Nu mai trebuie nimic. Zic că nici nu-ți cumpăr. Zic că dacă îți cumpăr, să cumpăr la copilul ăsta, nu-ți ia. Catastrofă, nu alcoolul. Da, eu nu știu cum sunt conducerea, dar eu am fost la foarte multe familii și când văd că iau cu 10 copii și uh, întreținerea pe lună de la stat e câte 1500 2000 lei. Și faci în ziua de azi 2000 lei. Ia 11 copii. Îți dai seama 11 copii și cu 2 maturi sau de pildă 5 copii, spune, mm -hmm. și cu 2 maturi și 7 ei mănâncă la o mâncare, mănâncă îi batoane și toaneși, de piel, de n ai să numai, numai pâine. Eu, eu nu pot să înțeleg. Eu, eu câteodată stau și mă gândesc, zic, unde-ți duci? Adică, ei când vin, când vin ucrainienii la noi, gata. Ei trebuie și băieți să și cu toți. Dacă dar nu știi, gata. Ei nu se uită. De pildă a fost odată la o fată, Mihaiela, de 14 ani, și avea și copil. De vreun de zile. Și am fost prima dată. Eu ca atunci de -abia, de abia am început. Uh -huh. Și am luat eu din buzunarul meu vreo 5 lei, m-am dus la dânsa, eu luat și hăinuțe, eu luat și pampers. Cum să că te, ai dezamăgit de la bun început în unii chestii, nu? Da, da, asta a fost a doua cază mea. Și m-am dus, i-am, i-am dus, era curat prin casă, super, lună era. Și de-am început... i-am sunt mâncare și am început la vreo săptămână, două. Mă, nu și n-am și plătit lunina. Ok, transfer pe card ușor. nu ușor, n-am și mânca. Da, pe zic cum, zic că o să fie și să aduc săptămâna viitoare. Hai, pai, tu frumos vorbești la magazin, că sunt ei pe datorie și o că Ok. Zic de, e receptorul, doamne. Vorbesc, zic că tu frumos de 500 lei de mâncare. Bine. Când mă duc și ai datoria, era afară, nu, nu știe, îmi spuneți, da, pe nu luat nică de mâncare. Da ce o luat? Zigări, o lua cafea, dar pentru copil îți ceva? Nu, nu l nică, și spus, dar pe am spus că se iei de mâncare, că eu sunt n-are mâncare pentru copil. Eu nu am luat nici de mâncare. Încă am vidurile în telefon, dacă vreți să le arăt. Strașnic. Da. Și eu profitat de lume. Nu-mi place asta că profitat de lume care îmi scrie comentarii. Ești și, -și. Să uita pe, pe care eu le fac pe TikTok. Videa la lume unde spune că spați să ajut, spați să ajut cumva. El scrie înapoi și lumea spunea că cu și are, și omul cu ce are și cu așa ajută. Și el spune că da, nu nu trebuie mâncare, nu trebuie haine, eu am trimit bani. Și omul și-a și n bani. a merită să trimit bani. Spus, nu trimite nică. Dacă vrei să trimite, trimite sau de mâncare sau haine. Nu trimite nică. Și de atunci, asta a fost primul caz, asta e anul, a, a doilea caz, printre primele cazuri. Și de atunci, fac în următor. Tot și uh, donează lumea, tot ce vrea să facă lumea, să fie pe mine. Eu de o să văd dacă trebuie de dat sau nu trebuie de dat. Au fost cazuri că nu, nu trebuie de dat. Am dus doar la copii acolo și drebu, și am dus la familie, care într-adevăr merită. Că ei ducem haine și aflam la oameni din sat că e de haine pe foc. Haine bune don lumea și de haine pe foc. Și cu tine. Sunt alții care care a la haina așa de 100 de ore. Eu, eu am un perioadă care pot să porți 2-3 ani zile dacă nu îmi place, știi? Dar tu cum? Adică să o o odată și să, să o dai pe foc? Dacă e murdară? Nu știi că există apă? Există mașină de spalat? Și le duce alt altfel fac. Eu vreau să mă asigur că, adică lumea când îmi dă și ea, 5 lei și 2 lei 1 leu, nu contează. Lumea are încredere în mine și eu vreau ca lumea să aibă mai departe încredere în mine și o să fac asta, să fie transparent și să vedem cum o merită. Să mai spună ceva de tot de Mihaela. Am avut un caz cu dânsa. Mă sună odată și îmi spune Păniușa, ai trebuit frumos, dă-i cu scrimuri calul. Ia vie calul. dau bani să cumpere alt cal. Da, cât îți trebuie? Da, undeva vreo 5.000 de lei, mai vine, asta mai e, mai avem. Cum adică zic 5.000 de lei, dar pe cald tău era jiu. Da, dar sunt bolnavi și au murit. Și mă știu că și cu un sector, asta cu un polițist de acolo, la Dăjdin cu un polițist, mă ziua, zic așa, 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 zic am nevoie de informații. informație. Puț, vedem și țun. O să mă ajut două, trei zile, dar pe uți câtări, 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 astea în lemne, cu coală din pădure. Și o sună, zic, ce faci calul tău? Da, o zic Da, mă din <gânt> Și <gânt> de atunci că tare m-am dezamăgit foarte tare. A noștri... Da, tu de ce -am de la Dumnezeu. Da, da, la noi Moldova nu... Nu toți, normal că nu toți, nu toți, pe <gânt> Dar sunt care vor să de asta și nu le dau voie de asta să profite. Pentru că... Da, și banul meu, pentru că eu și pun în benzină, eu și pun mărunțișurile astea care pot și adică 5-600-1000 lei de caz, asta eu le pun în buzunarul meu. De amul restul și doanează lumea, eu cumpăr hăinuță, cumpăr mâncare, de cum lemne urmează să cumpăr, sau să pun ochiul la fetiță, să cumpăr casă. Nu de mult, chiar vă câteva luni în urmă, am fost la o familie, avea vreo 7-8 copii. Uh -huh. Și eu prima oară și duc, duc dulciurile. Și copiii erau, era, era frig afară, copiii erau acas, în casă, pe și cum pe joancă, la uh -huh. țară. Și eu își duc dulciuri, le duc două pachete de dulciuri. Și erau copii, zi, undeva de 2 ani și o jumătate, 3 până, până la vreo 7 ani. Și duc dulciuri și așa afară și mai vorbim cu cu mamica și cu tăticul. Când într-un în casă, copiii mâncau banane, mâncau fructe, apoi mai le curgeau Apoi eram așa, zic, voi ați mai mâncat vreodată banane? Nu serios, nu e încă la nu știu ce e asta, probabil. Da, eu nu știu ce înseamnă asta, banana. Eu nu știu ce înseamnă asta, dulciuri, ți-o Și eu întreb mama, fru, tata, zic, voi cumpărați dulciuri odată, măcar. Da, era mit și eu, dar vedem rar, dar vedem, știem ce înseamnă asta. Uh -huh. Dar noi nu, nu avem posibilitatea. Ia, figheți, cum aveți... Sunteți tineri, aveți 30 de ani și nu aveți, nu aveți posibilitatea să cumpărați o banană sau o mandarină sau ceva dulce la copilul ăsta? No, nu avem. Nu știu, eu, eu ca să înțelegi, nu știu dacă ai văzut, toate familiile care aleg eu ca să facă binefaceri, sunt toate copii. Nu, no, da, da. Din cauza că, știu sigur, că dacă părinții nu merită, copiii copii... 100% merită, da. Și adică, știi cum, binele ăsta duce la copii Uite, noi de regulă atunci când, pentru că cumva vin și eu cu o experiență în anumite proiecte de caritate, dar adesea... a da, este... colaborare. Exact. Adesea voluntarilor care fac diverse acțiuni de caritate, când am avut ocazia să interoghez cu unii dintre ei, o spun cumva că vor să ajute datorită faptului că la timpul potrivit nu au avut ei sau nu au fost ei ajutorați cumva și greutățile care le-au avut ei la anumite etape ale vieții, în copilărie, în maturitate deja, nu vor să, sau cel puțin muncesc ca să nu le aibă și alții. Aici vreau să te întreb pe tine, pentru tine această caritate se datorează faptului că ai avut o copilărie cumva mai modestă sau mai puțin spus modestă sau este datorită faptului că deja ai o imagine, imaginea asta cumva lucrează și oamenii te văd mai ușor ulterior ca să faci lucrurile de caritate, hai să zicem așa mai ușor, da? să colectezi uh, numite da. Uh, surse financiare, eu... produse. Da, adică nu am avut o copilărie să mm -hmm. da, am trăit și eu mai greu am trăit, ca cum la țară. Nu am avut chiar, știți cum, uh, Băi, a avut ceva mai bun pe masă la anul nou și la Paști, Au fost momente de la mine. E, și da, am trăit mai greu. Și am văzut că pot să fac. Adică lumea are încredere în mine și îmi donează. Și pot să fac. Asta știți cum? Că lua la saraj, dar asta luat de la bogat, de la saraj. dat cum se numește. Ideea mea cum a venit? Prima, prima, primul caz care eu l-am rezolvat a fost când a fost bătută o fată din Orhei de alți trei fete, nu au văzut cu eu mi cu mi ceva și era publicat asta, da, da. s a făcut Alesia. foarte știri. Da, da, da. da. Alesia. Uh -huh. Și am văzut cazul asta, și am văzut că fata avea nevoie de ceva. Și am luat m-am Și am uh -huh. filmat. Și acolo deam foarte mulți oameni de să ajuți cu ceva. Dă-ți doniez, poate doniez hani, Și stai un pic. Lumea vrea să dea Lumea vrea să ajute. Moldovan, adică nevoie să cunoaște. Lumea vrea să ajute de că deși eu nu fac așa. Lumea care vrea să deie, vrea să doneze bani, vrea să doneze hăinuță, cu și absolut. Că eu eu de la dânsă, dacă ei nu au nevoie, și de pildă o mie de oameni care se unesc și pot să facă adică lucrurile este ană, și o să iau de la dânsă, dau de pildă la 10 familii care iau nevoie și care se păstreze. Știu că de ce nu? Și s-a făcut ca într-un fel de content pentru mine. Mergi și content și ajut și lumea și și mai fericit din asta. Foarte multe familii fericite. Și acum mai urmează să mai și fericite. Uh, nu, știi întotdeauna când vrei să faci un bine, este și altă latură, latura a doua, ori să speculează, ori să fac bârfi, ori să uh, vorbește de rău, să găsesc noduri în papăr, uh, alții mai găsesc și poate, de ce nu, și compromaturi. Și aici mă refer la faptul că se speculează că din asta, e tu faci bani Faci uh, combinații, le învârtești, le și cumva te învârtești. Uh, cum spune, cum ai spus tu, dacă îți găsesc, uh, nu știu că ați cu ceva să lege, nu are ce să lege pentru că fac treaba transparent și nu știu că să lumea are încredere în mine. Și eu sunt, eu sunt genul de om care, dacă tu ai încredere în mine, eu încerc mai mare încredere ca tu să ai în mine. Adică încerc să nu te dau de... Da, sunt te dezamăgesc, da. Deci așa dezamăgesc. Și... Adică, nu au fost noi caz, cazuri, cazuri de astea care spui că... Pentru că foarte multul lume știe că am 24 de ani, am business, am mașină, lucrez zi de zi, am familie și cu credință Dumnezeu. Eu nu știu foarte tare că de Dumnezeu. De Dumnezeu. Mm -hmm. La mine, în casă, mereu stă, stă icoanele, stă candeluța și mereu e prinsă. Și, în primul rând, nu vreau să-l dezamăgesc cel sus. Și da-mi râduri, care îi Puzzle-ul meu s-a legat până când 16 ani, a, gimnaziul, mergem la piața centrală, începem de la 16 să lucrăm, a, caritate până în prezent. Până când la mine nu s-a legat în ecuația mea, în puzzle-ul meu, o chestie, tu spui ai 24 de ani. Da. Ai 2? Copii? Unu. 1. Am un băiat de 4 ani Eu am 28. Încă n-am copii. ce vârstă are copilul? 4 ani Chiar pe data de 19 septembrie împlinește 4 ani și Bănesc, tu te-ai căsătorit sau ai început să ai o relație foarte devreme dacă da. să facem o matematică simplă. La ce vârstă ai început să... te căsătorit, ai început să... Undeva m-am început să întâlni cu soția, undeva la vreo 19 ani. Aha. Soția 18, îmi primesc de abia, să minti. Și a apărut, adică, sigur, îmi trăiem liber. Dorința, repidior... Da. O dat Dumnezeu, sigur, așa, când dă Dumnezeu atunci la se. fie. și vreau să spun că adică nici un pic, nici o secundă nu m-am gândit ca să regret că m-am usurat de vreme sau că a apărut copilul de vreme, absolut deloc. Eu să mă întorc în trecut, fix și aș face ce aș fac acum. Pentru că știți, foarte mult spun că da, eu să am casă, să am mașină, să am bani și apoi să fac copil. A lasă, pentru copilul alasă pe ultima, pe ultima foaie. Niciodată nu se face așa. Eu cred că adică cu copil, cu familie, mai tare să în boldu și mai tare tu vrei ca să obții ceva. Tu de știi, prești că nu lucrezi pentru tine, tu lucrezi pentru familie, mai ales lucrezi pentru copilul tău, pentru sânge de sângele tău. Eu de copilul îmi foarte tare, știi? Și adică eu când vreau să fac ceva, Păi mă gândesc la dânsul și ne-am mai mare imbozul de a face ceva, de a crește mai sus, de a mai schide mm -hmm. ceva, de a face ceva. Eu nu cred că, adică, trebuie să lăsăm copiii pe ultimul, pe ultima fielă. O când a Dumnezeu atunci și -a. Eu dacă ați pe tine, <coughs> cum voi v-ați cunoscut, ai să zici că piața centrală e în ecuație? Așa, <coughs> da. Deci, Extraordinar. <gătă> e... Da, da. La piața cu cunoștință, sara a ieșit sau nu. Anașerze sau? Nu, 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 la două sau trei zile. Am căutat -o pe odnoclasnic, cum te cheam pe odnoclasnic. Că așa era moda. Și am zis cum o cheamă, cum se numește. Și -o... am căutat-o și uitat la dânsa. Și zic că ești frumoasă ești, Norit, sară, ești nu rei țară să ieșeam. Și mi se nu, sara nu a ieșit, două sara mi-a ieșit. Și asta a fost pe 8 mai. 8 mai 2002, a, 2019, da. Aha. Și de atunci am mai ieșit, a, 2018. 8 mai 2018. Și gine că soția totuși este prezent, că vezi da, ești, ajut, mă mă ajut, păruiască <laughs> acasă după ce vezi iasă podcast, precis. Bă, și cazul am mâncat mă luni înțele, vorbă și Așa. Yeah. Și ați format relația și ulterior, după o perioadă scurtă de timp, v-ați căsătorit. Da. Adică am format o relație, cum s-am spus, pe 8 mai, mai, 8, 9 mai, și ne-am așteptat între împreună, la vreo câteva luni de zile. Și uh -huh. tot lucram împreună, trăim împreună. Și tu mi ai dat un copil. Și soție deodată că nu știu ce, poate n a lăsat, știi? Uh -huh. ştii, dacă vrei că n-aș copilul, ne-aș dui. Eu, uh. eu, adică, eu eram... Tu jucat. foarte tare să Da, știi, avem momentul ăsta că eu fii, cred că fiecare bărbat al are când află că ați fi tată. Mm -hmm. Instinctul ăsta vine și da, că... Poate eu schimb viața, când n-am să la fete, vorbaștește-mă, lunească. Poate schimbă viața, poate nu știi ce așa e bă, cu copilul responsabilitate. Și iau în momente de astea că singur mă calmez pe mine. Uh -huh. Singur îmi spun, stai așa normal, stai așa bine. Și te genul că, tot normal, am copil, dar să mă duc la fete totuși, da? Așa te calmez. <laughs> <laughs> no, nu, așa doar n a să-ți iei acolo. <laughs> Lasă-mi să între voi și vreau să spun. am înțeles. și dacă am să-mi mine, o ieșit copilul, tu nu trebuie să iasă, să născu-mă pe copilul. Și, nu știu, adică deodată n-am să că căstat. Da, avem copil, avem responsabilități, dar eu cred că nu simți că ești tată până și nu spune tata, până și nu simți. de pildă de acum, de care patru și la mine, tata, e cumpăr înghețat, încolo în și asta sunt că Eu cum de pildă sunt că stată, dar ce am de micuț, așa am așa, așa micuț. E de pildă mai stat la naștere. Am mai stat la naștere okay. de Ai până văzut la... acum scandalul ăsta recent cu medicul ăsta care spune că nu e ok tații să... viitorii tații să se la, la nașterea copilului, că el trebuie să vadă femeia doar frumoasă, machiată. N-ai văzut? Este un scandal. Cum eu, eu am vrut să asist la naștere și mai mm -hmm. stat la naștere și a fost un moment când mai n-am n-am leșnat. Da, da. Mai mm -hmm. scurt, noi undeva pe orele 7 ce început contracțiile dimineață și ne-am dus la, la spital, ne-am dus și se nasc natural. Nu putut să nasc natural și când pe două 2 jumate, 3 dimineață, deja a doua zi, avem momente soție că se pierde cunoștința în moment. Și când am fost asta, am început să intrăm în panică erau vreo 7-8 medici prin prejurul ei și nu ce să fac. Sunt la ce să facem, ce să facem. Și când am văzut care momente de am că se pierde cunoștința, am șoptat la Iuri pe colo Și spui și sunteți medici, și sunteți. Nu vedeți că soția se pierde cunoștința, copilul sunt naște, nu ți naște. Și acolo era care un cadru că eu lucru mai sunt rău și întreb într-un spital mare, nu mai dau denumire spitalului, ca super pe mine. uh Dați frumos o Valerian că te uiți că nu avem. <laughs> <laughs> Într-un okay. spital unde 80% din femeile din Moldova nasc. Am înțeles, e de stat. La Valerian, în că, în da. nostru. copil, trebuie l duc la la o clinică privată. Dacă totul este în trend scandalul ăsta care tu deja ai să vezi după podcast, după da. ce o să, termin, o să terminăm filmările despre e ce este mult. vorba, e tu ca tată care ai asistat la, la nașterea soției, ce părere ai despre acei viitori tați care asistă la, la, nașterea copilului său, adică la, atunci când naște soția sa? Tu că adică dacă -asistă da, e, la naștere, e, ok da? sau nu este ok să asisti ca bărbat? Eu cred că e ok pentru că să vadă și tata prin și, prin și durere și mama pentru că mm. foarte mulți din, bărbați nu știu, știi, s a dus, s în născut cu copilul și normal. Da, sunt momente că s a dus, născut copil, nu știu, nu știu, dar s născut copilul în 5 minute, dar sunt momente că a, ridicat, -a dus, născut în 5 ore, în 10 ore. Și adică, cum să spun? spus, eu a fost un moment unde e soția să pe moment cunoștința și doamnele care a născut o să înțeleagă și asta, au pus o injecție așa mare uh -hmm. în coloana vertebrală și mi-au pus soțul. Și când m-am uitat și m -a și de lungă, păi tu mai nu sunt încă de față, mai eram tu și deci tare zic sus, sus, și așa și ce pot spun mental am trecut și eu practic prin care mm -hmm. le au să-mi adică eu și la doilea tot m-aș de-aia m-a mai tare mai tare eu decât mama în orice caz recomand ca să treacă bărbații bărbați prin experiența da, asta da pentru că e un moment de viață foarte frumos Văd vezi cum am venit copilul tău pe lume și nu optul la urmă naștere natural mm. și l-am născut prin cezareană S-a dus vreo jumătate, de, nu vreo jumătate, vreo, 15 minute, până când mi-a dus copilul, am simțit că trece în parc trece și zile. Avem momente să bătie inima, bine. da, nu știem și acolo, zic, doamne ferește, dacă mama e rău, dacă copilul e rău, dar nu știu ce, ce să fac. Și când voi a dus copilul și nu respira. Să Și era, practic, era, avea o culoare așa de vânăt copilul. Și nu, nu, nu plângește copilul, că naște plânge. Și și acolo pe masă, o luat o probietă de asta așa și la goriță și nu știu cum a tras și cum a plânge. Ma, de normal. Și m-a pus medici și să mai zbrac, să zbrac mai eu. am pus la, încă în video cum plângeam, am pus la piept și cu scumpul ai venit pe lume și de acolo, făi și fără ce așa, să uitat-o, Și, și pot să spun, a fost un sentiment,

în, în pântice și să-l pun la piept ca să iei căldurea corpului uman. Uh -huh. Și el era așa un pic mai rece și eu eram căldut și îl îmbrățișam. Și... Știi de ce te întrebi o chestie asta? Că în urma acestui, să zicem așa, scandal mediatic unde este implicat un medic să dă cu părere că bărbatul nu este corect să asiste la naștere pentru că el trebuie să o vadă pe soția lui doar frumos îmbrăcat, machiat ulterior, ca acesta să aibă gu gust de viață cu dânsa, doar sub forma asta și să nu vadă momentele astea grele, să zicem așa, psihologic cumva să nu-l traumează, știi, să nu-i dispar pofta de... Să nu vadă prin ies copil, să da, 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 copilul, să vedește copilul așa da, da, mare, da. dar al lui e așa mm -hmm, mm -hmm. mai puțin 22 cm timp, că vorba și eu. eu cred că nu e normal asta. Adică, nu știu, dacă iubești, persoana dată. Tu mergi se dacă iubești la... cu sufletul fizic oarecum, știi. Adică. Nu-ți dai seama, știu, ca bărbat, adică fizicul sunt momente care contează, știi, adică unele mm -hmm. momente, dar dacă iubești și mental, și fizic, și absolut cu tot sufletul pe persoana, știi cum, cum spunem iserica? La bine și la rău. Și la frumos și la urât. Mm -hmm. e, eu nu, știu. adică. înseamnă că nu iubești normal femeie. Nu iubești așa cum trebuie să iubești o femeie. Asta răspuns răspunsul meu. Fiecare gândește în felul său. Eu de pildă am gândit că vreau să văd pe soția mea cum naște, vreau să sunt durerile. Și nu regret absolut deloc. încă ce vreau să mai spun. Adică, eu e alături soția, o să Eu cred că foarte mult am ajutat-o cu prezența măcar. Dacă mm -hmm. nu putem cu altceva să ajut pentru că nu sunt medic. Și... să am spus că voi momente când își 7-8 medici să uitau pe jurul ei. Și mi am dus și mai și când îmi spune că eu sunt șeful de secție, șeful la spital, nu știu. și cum vezi că moare omul, dar tu știi, uite. Și eu cred că nu a făcut pasul ăsta, pentru că după asta a intrat o doamnă și a intrat o doamnă și a că de așa de vreo 50 ceva de ani. Să uite la tăți medicii și a spus că ce faci să ieși Luați, luați femeie și în sala de operație, vedeți că nu poate naș natural. Dar mai pe scurt, bazinul sau nu știu cum se numește, trebuie să schidă de 10 cm undeva, chiar și mai mult, ca să iasă copilul. Uh -huh. De s suschis de 7 sau de 8 cm sau cum acolo merge și copilul a de puțin. Și ca să înțelegi, puteți să traumeze, sau copilul sau mama sau... Nu știu că mama nu știu, dar copilul la sigur. Cu siguranță și mama vine să aibă anumite da, Da. da, da și intrat într medicul și că la operație. Și da, așa, să te șapte, opt medici să se uitau. Și zi, facem, um. și să o ajutăm, un pahar cu apă, dar un pahar cu apă, n-ai Pahar de gen. Un pahar de gen, te să mă ajute pe mine, să-mi zic, două, trei, să stai, așa, A nu, uite, balerea încă. Iată, soția, Ne este martor? Da. Da, pe să o întrebăm deja după de cadru, dar pe tine să întrebăm de-a mai și Tu, în general, ești un soț, un tată bun? în toate puncte de vedere, sau mai porșești din când în când. Eu cred că nu există familie perfectă. Și care spun că e familia perfectă, că nu se vedeți acasă, că nu se unul la altul sau nu spun ceva, adică ceva în lume, eu cred că și e perfect numai față la lume. Adică, nu mai există certuri, pentru că știi cum, dacă te mai cerți un pic, e dulce în păcare, pe urmă. De am mm -hmm. știți ce vorbesc. Uh, nu știu, adică de tată sper să fiu un tată ideal, și lucrez la asta și încerc să fiu pentru că vreau să-i dau copilul meu nu că să-i dau și ei și eu n-am avut dar să-i dau și ei și el vrea și și ei și este adică știți că sunt momente că se dau, eu n-am avut o bomboană se dau lui ea uh -huh. sau mai un moment că te știi, cum n-ai avut o bomboană eu am o în jumătate sau ceva de genul eu vreau că el să aibă tot, eu lucrez pentru asta și lucrez zi de zi și eu cred că încerc să fiu un tată bun de o peste câțiva ani să-l adică în pe, pe, David, pe fișorașul meu și o să-l întrebați singur să dacă sunt dată bun sau nu. Deci ca să încerc și un soț. Mai sunt momente reale, mai sunt momente bune, dar încerc să fiu și un soț bun. Încerc și asta. Vă dezmerdați? Da. Cum? să spun un caz și de mă să știi. Soția mea era să în 9 luni și să duce la spital și o super pierd un pic cunoștință. Mm-hmm. Și medicul întreabă, soțu? puio, puio, puio. unde soțul? De puiu, puiu, puiu. unde puiu? E că îmi scurte, mă, că uita cum mă cheamă. e puiu. Zici puiu. Și câteodată când îmi zice Vania, nu vine gine. A, deci te deprinzi deja puiu. Dar tu da. cum îi zici? E, tot, tot, tot puiu. Tot Că tare e eu mereu că mă zic puiu. Mm-hmm. Nu știi cum, că am încerc așa, câteodată nu mă zic puiu. A, ah, deci undeva adem deja încerci să te obișnuiești fără... fără. Nu, no, nu că să încerci să mă obișnuiești, dar încerc, știți cum... E... Uneori în public ajungi și pui... <laughs> da, 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 da. sunt momente, adică știi că ajungi între niște oameni să o am știi, când zici pui, pare și o copilărie astea, da, mm -hmm. sau ceva de genul Dar așa acasă, pui, pui, pui. Ion sirbu, alias Vaniușa Official 999, apropo, nicnăim tău, parcă și cu cifre și cu asta, dar se memorează foarte, foarte ușor. Da. Iată, noi am vorbit despre activitatea ta foarte vreme, legată cu, cuș și despre îmbrăcăminte la piața centrală, magazinul tău acolo. Am vorbit și despre TikTok, despre acțiuni de caritate, am vorbit bineînțeles despre Vasia și Caras, n-ai cum să nu vorbești, da. da e cum să tren Exact. Eu tu vreau să i întreb pe tine, pe lângă toate aceste lucruri minunate pe care tu le faci ajutorând unii oameni, activitate unde cinstit îți câștigi o bucată de pâine muncind de dimineață până seara, cu ce gânduri tu aspirații și vise trăiești în timpul în prezent acum și respectiv îți dorești foarte mult să se realizeze în viitor? ce ți dorești tu încă de la viață cumva pe lângă familiei să hai să zicem profesional, da, ok, hai și personal, muncești, visezi și crezi că asta o să se realizeze. Uh, ca fiecare din noi, că mai mulți bani cu mai bine. Dacă sănătate este, cât mai mulți bani cu mai bine. Nu știu caz, eu când mă dimineața, eu sunt mulțumit că m-am trezit, familia mea e sănătoasă, eu sunt sănătos, am o familie minunată, dar uh, ca fiecare om, vrei și mai mult. Am două magazine, două buticuri la piață, uh -huh. lucrez, unul, eu, unul, soție, dar vreau să mă extind. Vreau ceva, adică, mai mare, nu știu. Deci, sau mai mare sau tot foarte în mare. Domeniul ăsta, deci, ăsta, în de vestimentație? Da, de... pentru că la fiecare om chiar dau și un sfat. Dacă nu știi un domeniu, nu trebuie să te apuci, pentru că ăsta 50 sau 60% e faliment total. Adică uh -huh. dacă tu lucrezi într-un domeniu, lucrezi, nu știu, adică să faci microfoane, da? tu și normal că tu vrei să deschizi de un business, te cu microfoane. Dacă eu nu știu microfonul nu așa, nu -mi dau să are nu dau seama așa are nu știu cum să și cum se face. Eu și normal că nu o să știu adică chiar de o să mă interesez, dar nu o să fac așa de bine. Da, dacă nu vreo 4, 5, 6 ani în domeniul ăsta, da, poți să Dar, cum am spus, vrei și eu mai mult. Ca fiecare om, vrei și eu mai mult la viață. Noi aici, în studio, te așteptăm cu noi idei, noi propuneri, noi experiențe trăite să vorbim mult, să vorbim despre uh, lucruri minunate. Mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Cât de, nu știu, interesant n-ar părea, dar ne vedem cu siguranță acolo. Pe lângă piața centrală sau uh, la colț de piața centrală ne vedem și dăm o mână caldă. Desigur, desigur. Bine de, sigur, de sigur. Uh, partea mea. <laughs> <laughs> e mai bine la voi, că e foarte interesant. Mersi, mult succes! Mersi Hai. mult, de oh, oh, mână caldă. Ion Sârbu, alias Vanusha Official 999 și-l găsiți pe TikTok. Este creator de conținut, îl mai cunoașteți și ca realizator sau vânzător de haine în piața centrală. Noi ne revedem la o nouă ediție. Până atunci să aveți buna voastră dispoziție. Pa, pa!